Salut, suntem în data de 18 februarie și astăzi vreau să mă urmăriți când facem operațiunea de dezvelire a butașilor de viță de vie. În iarnă i-am protejat cu iarbă și pământ prin mușuroire ca protecție împotriva înghețului. Așa, și acum dăm la o parte iarba pe care am pus-o drept protecție. Și desfacem protecția din folie cu bule de pe lăstarii noștri de viță de vie. Lăstari care, am să vă arăt imediat, au început deja să înmugurească. Deci folia noastră de protecție și-a făcut treaba în mod exemplar. Mai desfacem unul, după care am să vă arăt cum arată mugurii pe lăstarul de viță de vie. Deci este o metodă simplă și foarte eficientă, mai ales mulcirea cu iarbă. Iarba care prin descompunere aduce și aportul de substanțe nutritive necesare, în special azot, și nu în ultimul rând ne folosim de faptul că realizează o bună izolare, o bună protecție pentru planta care a fost în felul acesta protejată. Am să desfac folia, am să vă arăt, dar am să pun în continuare iarba de jur împrejurul viței de vie. Bun, și acum luăm camera, venim cu camera și vizualizăm. Și acum se vede, deja mugurii au început să intre în vegetație. Este foarte bine. Este foarte bine. Și aici la fel. Avem și aici o protecție. Uitați cât de bine au vegetat mugurașii. Bun. Așa. Deci desfacem iarba din jurul viței noastre și observăm lăstarii, căpușa, cum se spune, mugurele viței de vie s-a activat deja pentru că a fost protejat și pentru că afară vremea s-a încălzit destul de mult. Am să așez în continuare iarba într-un strat mai subțire, de jur împrejur, pentru a o proteja în continuare în nopțile mai reci, pentru că vor mai fi și nopți mai reci. În continuare, vedem, ia, o înlăturăm, trebuie să-l tragem ușor, să nu rupem mugurii. Acum lucrez cu o mână, pentru că o mână o folosesc pentru cameră. Așa. Ia uitați ce frumos! Uitați ce frumos! Bun. O lăsăm așa și punem din nou mulciul de iarbă de jur împrejurul ei. În felul acesta prelungim termenul de protecție, dar înlăturând folia, scăpăm de pericolul de mucegăire a lăstarului. Pentru că dacă vremea se încălzește și a început să se încălzească, temperaturile urcă la 12-14 grade ziua, se produce condens în interior, în interiorul foliei, în interiorul coletului nostru de protecție și se pot instala mucegaiuri și tot felul de bacterii. Așa că
desfacem bine folia. Am nevoie de cutter. Desfacem folia și lăsăm doar vița fără protecția din folie. Uitați, s-a desfăcut. Uitați mugurașii, ce frumos au început să se dezvolte. Protejăm în continuare. Nu-i lăsăm așa pentru că nopțile încă mai sunt destul de reci. Temperatura mai coboară în zona unde sunt eu, în zona de nord a Argeșului, noaptea la 1 grad, 2, chiar și 1 minus 1 grad, minus 2 grade. Dar în felul acesta vița nu va avea de suferit. Și ultima viță pe care o filmăm astăzi, în materialul acesta, o vedeți, mugurașii au început deja să se formeze. Este foarte bine, a iernat foarte bine și acum adăugăm din nou protecția de iarbă cosită în jurul lor. Le las așa încă o săptămână, până când am certitudinea că temperatura nocturnă nu va mai coborî sub minus, nu va mai fi temperatură negativă. După o săptămână am să înlătur iarba din jurul vițelor, rămânând ca mulci pe teren, ca să asigure aportul de nutrienți pentru vițele tinere. Atât pentru astăzi, până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi!